Misterele istoriei românilor. Episodul 9. Un haiduc sârb, capitan de oști, Baba Novac. Un material de George Hodorogea. Haiduc de tânăr. Baba Novac a fost unul dintre cei mai destoinici generali ai domnitorului Mihai Viteazul, care i-a stat alături în toate încercările. Acest erou legendar, de origine sârbă, s-a născut în jurul anilor 1520, în satul Poreci, din Serbia, aproape de Dunăre. Haiducul Baba Novac este un personaj istoric important atât pentru români, cât și pentru sârbi, care îl numesc Starina Novac. Legendele spun că mama lui Baba Novac era româncă, iar tatăl său ar fi fost unul dintre aspiranții la tronul Serbiei. În copilărie, a învățat la o școală mănăstirească din Poreci, satul natal. Cunoștea trei limbi, slavona, româna și greaca. De mic copil, a învățat cum să mânuiască sabia în luptă pentru a-și apăra credința ortodoxă în fața invadatorilor otomani. Impozant ca statură, cu o forță fizică ieșită din comun, Baba Novac a intrat de tânăr în cetele de haiduci din Balcani pentru a fugi de sărăcie. Despre activitatea lui Baba Novac ca haiduc, cunoscutul scriitor, istoric și filolog român, Bogdan Petriceicu Hajdeu, arată într-una dintre lucrările sale că, pe blestematul munte, Baba Novac a petrecut vreo 40 sau 50 de ani, către care adăugându-se alți vreo 20 sau 30 din viața sa de la Poreci. Rezultă că Baba Novac era octogenar când victoriile lui Mihai Viteazul au deșteptat speranța în sufletul său, chemându-l din codrii Bosniei spre un alt câmp de luptă, într-o altă Românie. Baba Novac a petrecut o bună parte a tinereții sale într-o închisoare turcească, unde i-au fost scoși toți dinții, încât nu mai avea niciun dinte în gură, conform cronicarului transilvănean Ștefan Zamoscozi. La 80 de ani, învârtea sabia ca unul de 20. Haiducul a intrat în armata lui Mihai Viteazul în anul 1595. Prin urmare, aproape de anii bătrâneții, înainte de celebra bătălie de la Călugăreni, alături de un alt haiduc cunoscut, Deli Marcu, impresionându-l pe domnitor chiar de la prima misiune, când, în fruntea a 700 de haiduci, i-au gonit de peste Dunăre la Sofia pe Pașa Hasan și numeroasa sa armată. Baba Novac, cu încă 700 lângă sine, a ars castelul Vrața, la o depărtare de 2 zile de drum de la Dunăre. În această vreme, turcii s-au strâns din coace de Dunăre ca să-i închidă calea. Din această cauză, el, neîndrăznind să se întoarcă pe același drum și fiind un bun călăuz, și-a condus toată oastea pe muntele Barcongza, care era dincolo de Vrața, aproape de muntele Novac, ajungând aproape de Sofia. De aici s-a întors după mari ocoliri, ajungând la Dunăre mai jos de Orșova, nu departe de Vidin. După o luptă înverșunată, a reușit să pună mâna pe multe corăbii cu ajutorul cărora a trecut Dunărea, întorcându-se în țara românească. Dintre toți ostașii lui, numai 7 au pierit. În schimb, el a luat un număr însemnat de prizonieri și icirezi de vite, a arătat cronicarul transilvănean Ștefan Zamoscozi. După această luptă, Baba Novac a rămas și s-a bucurat de mare cinste din partea voievodului Mihai. Dar și sârbul, la rândul său, a fost impresionat de personalitatea lui Mihai Viteazul, căruia i-a rămas credincios.
general în armata lui Mihai Viteazul. De altfel, domnitorul a avut foarte mare încredere în Baba Novac, iar garda sa personală era compusă în special din haiduci sârbi, prețuindu-i mai mult decât pe ceilalți căpitani ai săi, care erau de fapt mercenari plătiți. În armata voievodului Mihai, puternicul Baba Novac avea rangul de general, alături de frații Preda și Istroe Buzescu, banul Mihalcea, banul Manta și banul Udrea. Victoria de la Șelimbăr îi se datorează în totalitate, în ciuda bătrâneții sale reușind să-i umilească pe toți capii armatei maghiare, conduse de cardinalul Andrei Batori. Se spune că armurile căpeteniilor învinșilor au fost depuse personal de Baba Novac la picioarele lui Mihai Viteazul. Ulterior acestei bătălii, Mihai Viteazul îl trimite pe generalul său în părțile Banatului, unde iese victorios din mai multe bătălii. Apoi îl însoțește pe domnitor în campania din Moldova, unde cucerește orașul Iași și înaintează până la Hotin. În anul 1600, Baba Novac este trimis de Mihai în Banat, în părțile Lipovei, unde este victorios în mai multe lupte. Apoi îl însoțește în Moldova, unde Mihai îi încredințase urmărirea lui Ieremia Movilă. Baba Novac ocupă teritoriul Moldovei și instalează o garnizoană în orașul Iași. În tot timpul campaniei, rapoartele comisarilor împăratului austriac Rudolf al II-lea ni-l arată pe Baba Novac ca pe unul dintre cei mai apreciați ostași. Urmează cucerirea teritoriului până la Kamenița și Hotin. A luptat alături de Mihai Viteazul și în lupta de la Miroslău, apoi, în 9-19 septembrie 1600, în fruntea unui detașament din apropiere de Ploiești, la Năieni, reușește să întârzie cu 10 zile înaintarea polonezilor. Luptă apoi la Sărata și la Bucov, ca la sfârșitul lunii noiembrie să se afle la Curtea de Argeș. În serviciile generalului Basta. După peregrinările domnitorului la Viena și Praga, spre sfârșitul anului 1600, Baba Novac își oferă serviciile generalului Basta, angajament care nu trebuie înțeles ca o trădare față de Mihai, ci pur și simplu intrarea într-un nou serviciu, fiind știut faptul că Mihai Viteazul rămăsese fără oștire. De altfel, într-un raport către împăratul Rudolf, generalul Basta spune despre Baba Novac: a venit la mine unul cu numele Baba Novac, cu aproximativ 100 de călăreți și 600 de pedestrași, pe care i-am primit îndată în serviciu și i-am trimis în părțile Lipovei. Arestat și executat barbar de maghiari. În februarie 1601, generalul octogenar este arestat în timp ce se afla cu o solie la Cluj. Dieta formată din reprezentanți ai aristocrației maghiare, condamnându-l la moarte prin ardere pe rug pentru trădare. Motivul arestării? Baba Novac, prin preotul ortodox Sascu, a trimis o scrisoare pașei din Timișoara în care îi promitea contra unei sume de bani că îi va indica un moment prielnic pentru atacarea și ocuparea orașelor transilvanene Taransebeș și Lugoj. Baba Novac a fost adus la Cluj de soldații aflați în serviciul lui Basta la 3 februarie 1601 și executat 2 zile mai târziu în piața centrală a orașului, împreună cu duhovnicul său sârb.
Dacă am spune că el a fost ars pe rug, nu am avea decât o foarte palidă imagine a înfiorătorului supliciu la care au fost supuși doi oameni care trecuseră de 70 de ani. Baba Novac și preotul sârb au fost legați de două grinzi orizontale, asemănătoare unor frigări uriașe, pe care călăii le învârteau deasupra focului. În prealabil, ei au fost schingiuiți și parțial jupuiți de piele. Victimele erau stropite din când în când cu apă, pentru ca supliciul lor să fie cât mai îndelungat. Execuția a durat aproape o oră și jumătate, până în momentul în care Basta, care privea acest spectacol de la una dintre ferestrele reședinței princiare, a cerut ca victimele să nu mai fie udate cu apă, ci să fie lăsate să moară. După execuție, trupurile celor doi au fost scoase în afara cetății și înfipte în două țepe ridicate în apropierea turnului croitorilor. Carnea lor a fost devorată de corbi, astfel încât, după câteva zile, nu mai rămăseseră din ei decât oasele. Descrie istoricul clujean Tudor Sălăgean moartea cruntă a lui Baba Novac. Însuși, sultanul Mehmet al III-lea s-a arătat revoltat de sfârșitul acestui viteaz, apreciind că trebuia să moară pe câmpul de luptă și nu schingiuit. Pe canalul YouTube Enciclopedia Personalităților puteți viziona o serie de documentare legate de personalități importante din istoria românilor, dar și din domeniul artei sau muzicii. Celor pasionați le recomand să se aboneze la acest canal. Vă mulțumesc că ne urmăriți! Moștenirea novăceștilor. Lupta continuă. Astăzi, Baba Novac este unul dintre cei mai slăviți eroi naționali sârbi și mai multe așezări din România poartă numele haiducului. Fiii săi, novăceștii, au fost la rândul lor aprigii luptători anti-otomani și protectori ai poporului. A avut un frate, Radovan, și mai mulți fii, dar cu fiul cel mare, Gruia Novac, despre care s-au scris atâtea balade și s-au țesut atâtea legende, a apucat să haiducească și să lupte împreună. În anul 1936, a fost ridicată la Cluj o troiță pe locul în care fusese expus trupul neînsuflețit al haiducului sârb. Aceasta poartă inscripția: în acest loc a fost tras în țeapă Baba Novac, generalul lui Mihai Viteazul, după ce a fost ars pe rug în piața Clujului, împreună cu duhovnicul său, în ziua de 5 februarie 1601. Recucerind Ardealul, voievodul Mihaiu a așezat aici, între 11 și 16 august 1601, un steag în cinstea marelui și viteazului său slujitor. Ridicatu-s-a această troiță în ziua eroilor, 21 mai 1936. Ați vizionat un documentar realizat după un material de George Hodorogea.